Bună seara, dragi prieteni, economiști și non-economiști. Iată, ne ajungi la o nouă lecție de business și economie. De data aceasta și în această seară cu doi invitați de la București. Mă refer la cei doi profesori de la SESH și de la Universitatea Română-Americană, Cristi Păun și Bogdan Glăvan, cărora le spun bună seara și bine ați revenit la Iași. Bună seara. Bine v-am găsit. Tema emisiunii pe care vă propunem astăzi ține de lecțiile de economie și din aceste lecții am ales două subiecte care nasc suficientă dezbatere și ne-am propus să o facem împreună cu oaspeții bucureșteni printr-o argumentație corectă și dorința mea ar fi ca la final să transmitem publicului ieșan suficiente argumente prin care ei să-și construiască propriul traiect în zona adevărului. Primul subiect pe care l-am propus spre dezbatere e legat de așa numita taxă pe lăcomie. Cum a apărut, cum a dispărut, ce a mai rămas din ea, care au fost fundamentele teoretice și la ce s-au gândit guvernanții atunci când, între Crăciun și Anul Nou, în loc de sănătoasa urare de Crăciun, ne-au propus pe tavă un amestec de literatură de o calitate mai îndoielnică. Putem să spunem că ne-au capsat cu o taxă, dar vedeți, tocmai asta a fost de fapt mesajul, că taxa nu e pentru noi, taxa este pentru niște lacomi. Iar sectorul identificat ca fiind lacom e sectorul bancar. Acum, fără să facem paradă și fără să ne învârtim în jurul acestui cuvânt lacom, că fie că asta e o problemă până la urmă și un viciu care marchează întreaga societate și găsim lăcomie și la politicieni, găsim lăcomie și în corporații, găsim lăcomie oriunde. Ideea este, sau mă rog, sunt câteva idei importante. Aici, una din ele este că privitorii noștri, cei care se uită la noi, nu ar trebui să uite faptul că băncile sunt un intermediar financiar. Asta este prima propoziție din orice, prima definiție, da? Definiția băncilor în orice manual de economie. Și fiind un intermediar, înseamnă că trebuie să-ți pui întrebarea. Dacă tu taxezi acest intermediar, pe cine taxezi de fapt? Cine sunt cei care vor fi suportatorul afectați? Final. Exact. Ca să nu trăim cu impresia că, și asta este un mit al impozitării, că impozitarea are un efect precis, chirurgical, strict asupra subiectului impozitării, precum o bombă care o arunci și distruge acolo un bunker și cu asta basta. Nu, de fapt, impozitarea aplicată într-o zonă se resfrânge în vecinătate foarte mult. Iar în cazul de față, părerea mea de economist este că impozitarea activității bancare, adică a creditului... O supraimpozitare. Trebuie să spunem că băncile plătesc impozitele aferente oricărei firme. Bineînțeles. Înseamnă implicit și o impozitare a deponenților și a depozitelor, pentru că dacă tu descurajezi acordarea de credite, evident că descurajez și primirea de depozite, că da, băncile își diminuează activitatea și atunci cei care vor fi afectați vor fi nu doar banchierii, debitorii, cei care caută să ia bani cu împrumut, dar și deponenții și suntem toți, toată populația. Și să spunem telespectatorilor și poate aici ne ajută Cristian, că atunci când vorbim de bănci în ordonanța asta lăcomiei, deși erau vizate băncile comerciale, efectul colateral sau efectul de ciomag aruncat ca și un bumerang se răsfrângea până la nivelul băncii centrale. Pot să spun așa, că o putem interpreta și ca o imixtiune, într-adevăr, în politica monetară. Politica monetară care, într-o țară civilizată, democratică, este atributul băncii centrale independentă de politician, tocmai pentru, cum să spun, a evita eventuala implicare directă a politicianului în expansiunea monetară. Ceea ce e scris chiar și în legislație, adică băncile Sigur. Centrale nu întâmplător beneficiază de atributul ăsta de independență, ci coroborând cu istoria timpului, s-a observat că acolo unde nu există independența instituției care creează moneda, există interferența politicului cu consecințele de rigoare. Dar aș mai adăuga aici așa, la ce a spus deja Bogdan, faptul că această ordonanță, de ce s-a dus în primul rând călare pe bănci, călare pe statul, de ce s-a dus călare pe bănci, pe sectorul energetic, pe sectorul gazelor, pe telecomunicații. A scos din pălărie niște sectoare economice,
pe care le-a suprataxat. De ce? Pentru că acolo sunt banii. A făcut repede o analiză guvernul și a zis așa, domne, de unde pot? Unde am lichidități? Pe care îl pot pârli repede? Și s-a dus acolo. Dar parcă asta contravine cu un proverb cu care noi suntem obișnuiți din copilărie. Bani al pentru zile negre. Dacă mâncăm tot ce avem în coș acum, da, societățile astea cu ce mai funcționează? Sigur că, până la urmă, unul suferă sectorul, dar până la urmă, exact ce spune și Bogdan, indirect suferim și noi. Aș vrea apoi să spun așa, ordonanța aceasta este și ilogică sau lipsită de logică și lipsită de ideologie. De ce? Logica economică îți spune exact ce spune și Bogdan. Dom'le, în momentul în care tu taxezi activele bancare, dau un exemplu de mostră de lipsă de logică, tu îți dorești ca guvern și spui peste tot că ești interesat de creștere economică, dezvoltare economică, dar pe de altă parte vii cu o taxă pe activele bancare, care înseamnă creditele pe care le acordă băncile cui? Oamenilor, populației sau cel mai important, companiilor private care contribuie la dezvoltarea României. Și inclusiv statului. Inclusiv statului. Le-au scos după aceea, că au venit și au interpretat în diferite variante legea și într-un final au tot dat afară din active, dar au păstrat într-adevăr creditele bancare acordate pe entităților private în domeniul taxării, în sfera taxării. Și atunci tu vrei dezvoltare, dar taxezi taman creditarea, finanțarea dezvoltării. Ori, manualele de economie îți mai spun ție un lucru foarte clar de acum 200 de ani. Factor important al dezvoltării este capitalul. Accesul la capital înseamnă dezvoltare. Bariere în calea accesului la capital înseamnă subdezvoltare. Și de aici apare ideea de lipsă de logică. Adică tu, cel puțin, guvernul una spune și alta face. Acum lipsă de ideologie, da? În momentul în care tu vii și spui așa, domnule, taxez creditarea, activele băncilor, băncile ce vor face? Vor elimina din acele active foarte repede activele foarte riscante. Păi care sunt activele foarte riscante? Sunt activele IMM-urilor, startup-urilor, companiile mari sunt mai puțin riscante decât IMM-uri, startup-uri și așa mai departe. Adică, rezumând într-un limbaj foarte simplu, tai accesul la finanțare la cele mai vulnerabile. Care sunt doielnice și care, dacă intră în sfera neperformanței, pe lângă faptul că te taxează statul pentru ele, mai e și probleme apoi cu recuperarea acestor finanțări, care au foarte mare probabilitate să devină îndoielnice. Dar cei cu venituri mici, cei care au instabilitatea joburilor, creditele de consumul mai riscante decât creditele ipotecare pentru că nu au în spate o garanție reală. Deci vom avea acces mai limitat cine? Cei care suntem, să spunem, mai așa, mai de Doamne ajută. Ori această guvernare, care este o guvernare de stânga, da? Cu cine rezonează ea peste tot, cine spune, nu mai pot de grija voastră. Nu mai poate de grijă celor în nevoie, nevoiașilor, da? Și atunci ce vedem? Din nou, exact aceeași disonanță între ceea ce declară guvernul și ceea ce face de fapt în realitate. Bun, dar și trebuie să recunoaștem că în realitate guvernarea știe că clasa asta socială pe care se bazează în zona votului este o clasă nebancarizată. Nu neapărat. Nu neapărat. Pentru că, da, e cum spuneți dumneavoastră, dar în România, sigur, bancarizarea încă mai are de câștigat, dar acum această taxă impulsionează bancarizarea? Nu. Deloc. Deci, cu atât mai mult ceea ce spun eu este tot în favoarea ideilor respective. Adică, domnule, sunt așa de îngrijorat că sunt atât de mulți români nebancarizabili, săraci, și încât m-am gândit să pun o taxă pe serviciile bancare. Că asta va rezolva problema. Și aș mai vrea să mai dau punctual încă un exemplu. Vine așa și spune guvernul, domnule, sunt mândru că-s român. Și, dragi români, suntem așa de mândri că sunteți aici alături de noi. Numai noi suntem patrioți, restul nu sunt patrioți. Și din atât de mult patriotism, ce face guvernul? Pune o taxă pe activele bancare. Dintre toate băncile, băncile străine, ca să scape de această taxă, pot face următorul lucru. Dau credite populației și mută apoi aceste active către banca mamă. Da? Și rămân fără active,
activele sau le dau direct contabil, sau contabil sau direct le dau direct cu localizare la banca mamă, în bilanțul băncii mamă. Făcând treaba aceasta, ce se întâmplă cu băncile respective? Rămân, dau credite, nu sunt afectate de taxă sau sunt afectate într-o măsură foarte mică, în timp ce băncile care nu au această posibilitate, care cele românești, da? Alea care sunt exclusiv românești, nu sunt bănci multinaționale, ce fac ele? O pățesc rău de tot. Și atunci, suntem patrioți? Ia să mai vedem. Ale naibii companii multinaționale, ce rău le urâm, dar le ajutăm cu treaba asta. Mă rog, nu le ajutăm, dar pe ele le plasăm, mai tare în băncile românești. Pe ele le plasăm într-o poziție privilegiată prin comparație cu băncile nemultinaționale. Da, am spus că nu interferăm cu zona politicului, pentru că noi, fiind profesori, da, citim și scriem și gândim și oferim instrumente de raționalitate și publicului nostru. Dar l-aș întreba pe Bogdan, crezi că cei care scriu aceste legislații neprietenoase cu sectorul bancar au învățat să scrie? Au teoria argumentației sau pur și simplu au preferat să le scape pe repede înainte și după aceea s-au și ascuns? Că de altfel pe unul din scriitori nici nu l-am mai văzut în ultimile 4 luni. În opinia mea, și o să vă răspund direct la întrebare, în opinia mea, această ordonanță 114 și taxa pe lăcomie în speță a fost o gravă gafă a guvernului, privită din prisma propriilor lui interese. Pentru că noi economiștii știm că creditarea, cum am spus aici, este unul din motoarele creșterii economice. Este un motor al investițiilor și al creșterii economice. Dacă în România îngheață creditul, atunci îngheață și creșterea economică. Adică nu o să mai este zero, dacă nu cumva intri în criză. Să ne amintim ce s-a întâmplat în perioada 2004-2008, când am avut o expansiune foarte puternică a creditării, care s-a soldat cu un boom nesustenabil, care până la urmă a dus la o ajustare, dar în timpul ajustării, creditarea practic a înghețat. La nivelul agenților economice, da, a populației, iar statul a fost marele elefant care, prin fenomenul de evicțiune, sub tot. Ei, deci, cu această taxă, tu practic, într-o măsură suicidală, aș spune, tu practic îți stai carcadă sub picioare, tu stat. Provoci băncile să-și diminueze activitatea, da? Că nimeni nu e pro să plătească taxe. Da? Toată lumea încearcă să se ferească. Deci le stimulezi să nu mai dea credite, să-și restrângă baza de impozitare, iar efectul care va fi? Încetinirea creșterii PIB sau chiar intrarea în recesiune. De ce ai face asta? De asta spun că socot că această taxă și ordonanță a fost o uriașă gafă și poate că nu e întâmplător că nu l-am mai văzut pe unul dintre inițiatorii. Efectele imediat au fost că au explodat niște indicatori. Într-adevăr, sunt macroeconomici, sunt mai greu de înțeles la nivelul familiilor și a gospodărilor familiare care de-abia s-au obișnuit să-și gestioneze public veniturile familiare, dar să vorbești despre inflație, despre celebrul robor, îmi vine să râd, care a fost înjurat și scos pe toate laturile în aceste luni, ca și cum ar fi inamicul public numărul 1, a fost o mare eroare. Aici trebuie să spunem și poate ăsta este rolul nostru, de asta ne vedem și discutăm, acela că omul de rând întotdeauna va fi nemulțumit când merge la piață sau când merge la bancă, se va uita la prețul la cireșe sau la robor sau la ce se întâmplă să vrea să cumpere și se va văita că îți costă prea mult, întotdeauna. Haideți să facem, să ne dăm un pic un pas în spate și să privim ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, la Revoluție încoace. Când trăim mai bine acum sau trăia mai bine atunci, pe timpul comunismului? Eu cred că orice român, chiar și cel mai sărac, trăiește mai bine astăzi. Fi vorba și de dividendele pe care le-am primit odată cu intrarea în NATO și în Uniunea Europeană? Bineînțeles, factorii sunt multipli. Cert este că în ăștia 30 de ani am progresat. Însă, asta e natura umană. Tot timpul ne văităm. Mergem la bancă dacă vrem să luăm un credit și ne văităm, tot e prea scump, domne, să fie mai ieftin, să se dea mai la mai fel leger. Ne văităm acum și cu faptul că nu suntem foarte mândri în Europa, deși Europa, până la urmă, și accesul nostru în clubul ăsta select, ne-a adus o bună parte din prosperitatea pe care o împărtășim astăzi. De pildă, este întrebarea asta. De ce nu poate lua românul credit cu aceeași dobândă cu care se împrumută neamțul? Credite ca afară. Credite ca afară, da? Ce ar trebui să știe cei care se uită la noi este că românii pot lua credite
cu o dobândă din ce în ce mai apropiată de dobânzile din afară. Adică dacă întâlnim așa 30 de ani, la Revoluție până în prezent, vedem că dobânzile au tot scăzut în România și din motive bine întemeiate. 1. Racordarea României la piața europeană și globală a capitalului, ceea ce a însemnat investiți străine. Da? Deci au venit băncile astea străine, au venit capital aici, au investit pe lângă mulți alții. Sigur că nu la fel de mulți investitori ca în Cehia, ca în Ungaria, ca în Polonia. Asta e o problemă. De asta ei sunt cu un pas înainte. Asta ținești de gradul de prietenie a instituțiilor? Bineînțeles, păi dacă guvernul te înjură și spune că tu ești de vină, că România e săracă, tu ce faci companie? Mai vii, mai investești, îți mai faci un plan să mai construiești ceva în România sau îți vezi de drum în Ungaria sau în Cehia? Apropo de înjurat, l-aș ruga pe Cristi să completeze. Cum ți-a părut ție când premierii în funcție spun că nu au instrumente bancare, că ei utilizează trocul sau cash-ul ca pe vremea fanarioților? Sigur că nu dă bine, din două puncte de vedere. Unu, pentru că intermedierea financiară în final se întâmplă cu niște efecte pozitive. Faptul că eu folosesc banii printr-o bancă, asta înseamnă securitate mai mare a banilor mei, înseamnă rapiditatea fluxurilor mele financiare, înseamnă niște lucruri care țin de civilizație și transparența unor lucruri. Pe de altă parte, tu ca guvernant, cu atât mai mult ar trebui să folosești exclusiv serviciile bancare, pentru că acele servicii bancare sunt ușor de verificat. Adică așa îți văd eu că veniturile tale nu provin din tot felul de plăți din aceste informale, nu provin din diferite surse dubioase de venit și așa mai departe. Dar aici, pe lângă toate lucrurile astea, mai vreau să mai spun și următorul aspect. Pe mine m-a deranjat cel mai tare la acest OUG, m-au deranjat încă două lucruri, și anume, faptul că a apărut peste noapte. Deși ea a apărut peste noapte, fiind atât de complexă și elaborată această lege... A fost scrisă în timp. A fost scrisă în timp. Deci a fost foarte bine premeditată, probabil de câteva luni, ținută la secret, nedezbătută cu nimeni și aruncată pe masă, exact cum ați spus, într-un moment în care omul se liniștea, se gândea la nașterea Domnului, era cu gândul la tăiatul porcului, reîntregirea familiei de sărbători și a venit această lovitură ca o lovitură de ciocan în moalele capului. 2. Nu s-a dezbătut cu nimeni. Nimeni n-a venit și a fost întrebat. N-a fost scrisă și în programul de guvernare? Adică noi nu am votat pentru asta? Nu chiar așa. Nu, eu nu cred că programul de guvernare din potrivă spunea nicio taxă, nu facem nimica. Și aș mai vrea să mai spun încă o lucru. E plină de minciuni. A fost pregătită lovitura cu câteva zile înainte prin ieșirea publică a liderilor din spatele acestei ordonanțe cu tot felul de minciuni. Și anume, dau câteva exemple. S-a spus că băncile sunt ticăloase și că practică niște dobânzi nesimțite, însă dacă ne uităm pe datele băncii mondiale care agregă datele cu privire la sistemul financiar bancar, vedem că ecartul dintre dobânda la credite și dobânda la depozite în România este undeva pe la 5%, în scădere radicală în ultimii 20 de ani, ceea ce spune și Bogdan că s-au îmbunătățit lucrurile astea în România, și acel ecart în scădere este mai mic decât media globală și foarte mult micșorat față de acum 10 ani. Ce să înțeleg? Că acum 10 ani băncile erau mai ticăloase decât acum sau că în România băncile sunt mai puțin ticăloase decât în Rwanda sau mai ticăloase în Rwanda, dar totuși stă mai bine decât la nivel global. Deci, 1. Acele carte a scăzut tot timpul între credite și depozite. Dobânda la credite. Chiar dacă poate unora li se pare această dobândă ca fiind mare, ce consumator n-ar vrea lucruri gratis? Dar menirea noastră a economiștilor este să le spunem că acele lucruri nu pot fi gratis niciodată. Dobânda nu poate fi zero. Dragi români, luați-vă adio de la ideea că dobânda poate fi zero sau că există lucruri gratuite în economie. Numai un politician poate să ne promită asemenea aberații falimentare pentru noi. Nimic nu e gratis în economie. Și atunci ideea e în felul următor. Dobânda asta a scăzut, se vede că a scăzut la credite, se vede că ecartul dintre depozite și credite e la fel scăzut. Din acel 5%, vreo 3% e prima de risc asociată sistemului economic românesc. 3%. Deci vorbim de 2% primă de inflație și alte lucruri acolo. Plus cheltuielile administrative. Și încă o idee și cu asta închei partea asta. S-a spus că băncile sunt nesimțite din punct de vedere al profitului. Dacă ne uităm și sunt publice datele la return on equity, profitul, randamentul capitalului investit, da? Profit pe cât investesc eu capital. ROE, în condiții în care las deoparte faptul că băncile astea sunt cu un equity foarte mic,
care influențează rezultatul și ar trebui să dea un ROE foarte mare, e bine, ROE în bănci este 15%. Știți că sunt sectoare în economia românească, de exemplu în IT e 30% ROE. Ce să înțeleg eu? Că ea din IT-s mai lacom decât ăștia din bănci? De ce nu i-au taxat pe ăștia din IT înainte de a-i taxa pe ăștia din bănci? Că acolo e mai multă lăcomie și ticăloșie. De exemplu, cei din zona de recreere și activități sportive, unde sunt multe chestii de stat sau legate la, înșurubate bine la stat, 80 și ceva la sută este ROE, return on equity. Acolo nu sunt ticăloși? Acolo nu găsim ticăloși? De 5 ori mai mulți ticăloși sunt acolo. Pentru că mai avem două minute până la pauza mediană a emisiunii, aș vrea totuși să mai ridicăm și o temă care ține într-un fel de profesia noastră. Noi, ca și universitari, trebuie să participăm la formarea elitelor, la educarea studenților care, odată ajunși în funcțiile publice și în fruntea țării, se poate crea legislație bună. Și asta este, într-un fel, reproșul care îl primim de la telespectatori, pentru că chiar și cei doi scriitori ai Ordonanței 114 sunt absolvenți ai sistemului de învățământ din România, nu știu dacă nu sunt chiar de la București, dar puteau fi de oriunde. Unde eșuează sistemul educațional? În primul rând, trebuie să facem diferența dintre educația asta tehnică, formală, hai să-i spunem, la finele căreia cineva devine inginer, devine fierar betonist, da, devine economist, devine medic și așa mai departe. Și cultivarea virtuților, care este o treabă complet uitată. Adică noi ne imaginăm, și asta este o iluzie, că cine este ministru sau director de spital sau primar sau cel pe acolo economist, automat este și un fel de înger păzitor, așa, un tătuc benevolent, și dacă tătucul ăsta vine și zice el, domnule, eu vreau ca dobânzile să fie 0 sau 1 sau 2%, într-adevăr știe ce face, că de-aia e economist, a învățat carte și ne vrea și binele, fiindcă e cinstit. Ori aceste ipoteze sunt proaste. Noi știm că sistemul românesc de educație e destul de slab și, doi la mână, știm și că, din păcate, cultivă viciile de caracter. Mulțumim, luăm o scurtă pauză și revenim.